Un insoare ca în povești. Așa s-au trezit azi dimineață câmpinenii. Fulgi mari de zăpadă au început să cadă în etape încă de la primele ore. Însă până la sosirea serii zăpada nu s-a depus, așa că firma de salubritate nu a avut de ce să intervină. Nu este cazul să intrăm pe străzi. De fapt, pentru noi nu înseamnă foarte multă zăpadă ce a fost astăzi. Este un început. Se pare că vor mai continua fulguierele. Mai grav este că după ce temperatura va scade sub 0 grade, va fi polei. Și deja se anunță, normal de mâine seară, că vor urma câteva nopți cu polei. În cazul în care va continua totuși să ningă, firma de salubritate este pregătită. Anul acesta s-a găsit și o soluție astfel încât sarea să nu mai afecteze drumurile. Pentru început avem în jur de 260 de tone de sare și la ora asta, deci sunt comandate vreo 300 de tone de nisip. A apărut un inhibitor care, amestecat cu sarea, face ca acțiunea corozivă a sării să fie diminuată peste 95%. Și marele avantaj este că și temperatura pentru care se poate folosi acest amestec sare și inhibitor, să ajută dezăpezirea până pe la minus 24 de grade. Conform meteorologilor, în lunile ianuarie și februarie va ninge abundent, în timp ce în luna decembrie doar pe alocuri. Iarna și intră în drepturi treptat, în zona noastră ceva mai puțin decât în alte zone, dar va fi zăpadă până spre sfârșitul anului, sigur, și în zona noastră. Ce se anunță mai grav este că în luna ianuarie și februarie vor fi cantități mult mai mari de zăpadă, ceea ce de vreo 2 ani încoace se cam întâmplă.